Restaurantul Alina, mergem spre Mire și Mireasa să le spunem la mulți ani, întreaga echipă să vizite la tine acasă, deci noi vrem să aducem bucurie și zâmbete de parte cu Eva Drag pentru cei mai frumoși protagoniști acestei seri, Mirele și Mireasa. Mare drag, invit și aici, cu noi să le fiți alături. Cine ne trimite aici? Spre dumneavoastră să vă uimim frumos și să vă spunem la mulți ani astăzi într-o zi frumoasă de sărbătoare. Păi și normal că ține la voi și ține foarte mult la voi, dar ceva nu intuiți nimic în mintea voastră? Sufletelul nu vă spune nimic? Așa. Bine, vin eu aici cu o completare. Este vorba de cineva din partea Mirese. Nu știu dacă vă ajută. Așa, și încă. Hai, că e căluț. Așa, Gheorghe, verișorul, și încă. Hai, că lumea îți șoptește frumos. Ana, așa. De nume. Zinaida. Așa. Uite, să știi că mătușa ta, moșul și verișorii tăi, astăzi vin în fața voastră cu această surpriză splendidă, cu speranță să vă aducă în primul rând voie bună, ceea ce vedem noi în ochii voștri, să vă aducă zâmbet, ceea ce citesc eu acum pe buzele voastre. Deci noi începem să vă înmânăm aceste daruri frumoase, pregătite cu mare drag de cei dragi sufletului vostru. Deci o să vină ursulețul spre miresuica noastră, spre miresuica să-i dea coșulețul pregătit cu frumoase cadouri, să-i prindă bine miresuicii, așa. Și vine și inimioara mea dragă spre Mire. O hotărât ei să-i dea acest ursuleț, când îi va fi dor de Mihaela și Mihaela nu va fi aproape să se uite la ursuleț și să amintească că deja este căsătorit, că deja are o iubită, o soție, o viitoare mămică a copiilor voștri. Așa. Țin în mână un tablou, un tablou frumos, care mătușa, moșul și verișorii vor cu mare drag să se păstreze pe peretele în casa voastră, de a vă Domnul putere și sănătate să o aveți și pe aceasta. Deci eu cu mare drag mă îndrept spre voi. Ține mâna niște cuvinte frumoase. Să știți că nu sunt scrise de mine, sunt scrise chiar de mătușa ta și am să încerc să dau citire și tu ai să înțelegi de ce anume sunt scrise de ea. Fiindcă probabil a înșirat pe foaie ceea ce avea pe suflet. Pe drum lung și îndelungat, mama ta în țări străine a plecat. A locat pe apucate să vadă fetele așezate. În grija nanelor i-a te lăsat. Prin telefon te-a dezmierdat să te crească mare fată, să ai tu vădim nevastă. Când dor de mamă îți venea, tot nana ta ți-l alina. Nana tot te cuprindea, în brațe strânse te strângea și în loc de tată ți era. Noi de toate te-am învățat.
să te porți cu toți frumos, să pregătești ceva gustos, să-ți fie în viață de folos. Verișorul tău de toți te-a apărat, ca frații voi v-ați împăcat, dar acum v-ați despărțit, te-ai găsit a tău iubit. Să ai grijă mereu, mereu, că-ți dăm, Vadim, o floare frumoasă în sufletul tău. Să ai grijă să înflorească, să o iubești, să o ocrotești, cu o viață cu ea să trăiești. Să fiți mândre în toate cele, nu uitați de nemurele. Poarta pentru voi deschisă și masa vă așteaptă întinsă. Că sunteți în doi un pom, să înfloriți și să rodiți roade bune să oferiți. Copii frumoși să educați și la bine și la greu, în ajutor vor fi mereu. Cu mare drag, mătușa Zinaida, moșul Ion și verișorii Ana și Gheorghe. Aplauze pentru mine și mireasă. Ca să ne piardă ouă, dragii noștri, o viață frumoasă, un drum luminos. Și dacă totuși viața a fost undeva anevoioasă și totuși dacă viața undeva, Mihaela, ți-a adus lacrimi, azi zâmbește, căci ești frumoasă. Azi zâmbește că ai cei mai dragi oameni sufletului tău alături de tine, la frumoasă sărbătoare. Alături de mirele tău, care tu ți l-ai ales. Care ai dat consimțământul în fața bunului Dumnezeu și tu și eu, că doriți să fiți o viață întreagă împreună, că doriți să făuriți o familie frumoasă, că doriți să faceți copii, să-i creșteți și să oferiți probabil poate ceea ce nu ați avut voi în viață. Și mai mult de ce ați avut voi. Noi vă spunem Casă de Piatră, noi vă spunem la mulți ani și toată sala una mare pentru cei mai minunați mire și mireasă din astră seară. Amar la tine! Amar! Amar! Și am să rog lăutare din suflet, am avut rugămintele către mătuși, dacă se poate piesa Bine și are mese mele și toată lumea o poră frumoasă pentru cele mai mândre nemurele și cele mai frumoși mire și mireasă din astă seară, toată lumea la dans. Lai 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 l
reflects my heart.